Accident teribil pe o autostradă din Germania. Cel puțin 5 oameni au murit, mai multe persoane au fost rănite grav după ce un autocar cu 56 de pasageri s-a răsturnat. Incidentul s-a petrecut în apropiere de un oraș din estul Germaniei. Evenimentul s-a produs pe autostrada A9 din Saxonia, când un autocar cu 53 de pasageri și doi șoferi la bord a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat dintr-un motiv încă neclar. Până acum se știe că 5 persoane au murit, iar mai multe persoane au fost grav rănite. Autocarul plecase din Berlin, iar destinația era Zürich. Următoarea oprire ar fi trebuit să fie Nürnberg, însă călătoria s-a oprit în apropiere de Leipzig, când autovehiculul a fost implicat în accident. Autostrada A9, care face legătura între Berlin și München, a fost închisă pe ambele sensuri pe parcursul intervenției de urgență. Mai multe elicoptere de salvare și numeroase ambulanțe au fost trimise în zonă. Poliția nu a putut preciza deocamdată numărul exact de victime și nici identitatea acestora. Totuși, autoritățile au înființat o linie telefonică la care rudele victimelor pot apela pentru a solicita informații. In Fahrtrichtung München, kurz vorm Schkeuditzer Kreuz, ist ein Fernverkehrsbus verunglückt und klar ist, Busunglück, das trifft uns irgendwie alle, weil meistens immer sehr viele Menschen betroffen sind. Es macht uns ja auch alle sehr betroffen, sowas. Tragisch vor allen Dingen, denn wir haben mehrere Tote zu beklagen und zahlreiche Verletzte. Die Insassen, die verletzt worden sind aus dem Bus, die wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.